E frumoasă, delicată și are niște ochi de culoarea valurilor mări. Dar când e pe planșă, e mai bine să nu-i stai în cale pentru că mânuiește floreta atât de bine încât a devenit campioană olimpică. În 1996, la Atlanta, Laura Badea ne-a făcut pe toți să fim mândri că suntem români și să o îndrăgim pentru totdeauna. Laura, au trecut niște ani de la momentul Atlanta despre care vorbeam, dar vom reveni la el pentru că vom răsfoi împreună și vom comenta fotografiile din albumul tău cu amintiri. Înainte de asta însă aș vrea să te rog să ne spui cât de lung a fost drumul de la visul tău din copilărie de a fi muschetar până la momentul în care ai ținut o floretă în mână ca un sportiv de performanță. Destul de lung a fost parcursul meu până la a atinge această performanță. Am început în 1993 scrima la Clubul Sportiv Școlar numărul 1 București. Am fost selecționată la școală de către doamna Rodica Popescu și am continuat în sălița mică din Strandul Tineretului împreună cu doamna Maria Vicol și doamna Ana Pascu, cele care erau antrenoare la Clubul Sportiv Școlar numărul 1. A fost frumos pentru că eram foarte mulți copii dornici de aventură, dornici să devenim unul dintre mușchetari și, bineînțeles, ambiția, tenacitatea și dorința de a accede pe prima treaptă a podiumului a făcut diferența în cele din urmă. Dar am avut colegi minunați, atât fete cât și băieți, un colectiv de antrenori foarte bun, foarte inimos, care ne-au susținut și care ne-au dat o tehnică, a spune eu, decisivă în câștigarea unui titlu național, european, mondial sau olimpic. Deci pot să spun că am fost o răsfățată a sorții pentru că am avut oameni minunați în jurul meu, o adevărată echipă, care m-a susținut și m-a ajutat să ajung la lotul național, pe urmă la lotul olimpic și în cele din urmă să câștig în 1996 medalia olimpică, cea mai râvnită medalie de către orice sportiv. Înainte de 96, ai participat și în 92 la Barcelona. Da. Acolo cum a fost? Era prima mea participare la Jocurile Olimpice. Știam cu câteva zile înainte că nu voi participa în proba individuală, doar pe echipe. Și am fost puțin supărată, bineînțeles, pentru că mă calificasem să trag în primele trei, dar antrenorul a fost cel care a decis, m-am supus în cele din urmă voinței dumnealui și am tras în schimb foarte bine la echipe în meciul cu China. Am făcut trei victorii, victoria decisivă pentru a câștiga și a ajunge în finală. Am pierdut meciul cu Italia, dar am câștigat cu Rusia și am luat prima medalie la 22 de ani la Jocurile Olimpice de la Barcelona. Pentru mine cea mai dragă, pentru că mi-am dorit, visul meu a fost să ajung la jocuri și tatăl meu și mama mea m-au susținut foarte mult și am reușit. Era primul pas. Pe urmă au urmat următorii care, eu zic că au fost frumoși, valoroși și foarte importanți în cariera viitoare. Momentul cel mai important, Atlanta. Avem câteva fotografii de la sosirea lotului olimpic de la Atlanta. Asta este una dintre ele în care probabil era intervievată. Da, am coborât din avion pe prima, pentru că a fost și prima medalie a delegației olimpice la jocuri. Și pot să spun că fiind prima medalie am fost destul de mediatizată. Într-adevăr, a fost o experiență unică la aceste jocuri la Atlanta, pentru că concurența și dorința și chiar și delegația noastră a fost mai numeroasă, mai frumoasă, mai unită. Iar titlul de campioană olimpică la floretă l-ai obținut tu pentru prima oară? L-am obținut eu pentru prima oară, dar am avut exemple. Am avut-o pe doamna Olga Sabo, care în 1956 la
Melbourne a luat argintul. Am avut-o pe doamna Maria Vicol, cea care mi-a fost și antrenoare, care în 1960 la Roma a luat bronz. Deci am avut antecedente, să spunem. Am avut oameni minunați înaintea mea pe care i-am îndrăgit și care m-au stimulat să ajung acolo pe prima treaptă a podiumului. La gâtul tău sunt două medalii. Una este cea obținută de tine în calitate de campioană mondială, iar cealaltă împreună cu echipa. Aici ești Da, alături de colegele tale de echipă. sunt alături de Reca Sabo și de Roxana Scarlat, actualmente Bârlădeanu. Dar a mai fost și Claudia Grigorescu Vanță, din păcate nu a reușit să nu a tras la echipe, dar a fost alături de noi, a fost în satul olimpic, a fost un criteriu mai deosebit la aceste jocuri pentru participarea la echipe. Am obținut două medalii, puteau să fie ambele de aur, dar a A fost fost foarte foarte bine bine. și așa, A da. fost foarte bine și așa. Încă o fotografie în care ești încadrată de două persoane dragi. Din păcate, nu mai sunt astăzi printre noi. Domnul Ionel Drâmbă, campion olimpic în 1968 la Mexic, și doamna Maria Vicol, de care am amintit mai înainte, campioană mondială în 1969 la Havana și medaliată cu bronz la Roma, 60. Dar oameni care m-au susținut și Te-au care susținut, da. m-au ajutat foarte mult, și cu sfaturi, și cu antrenamente. Doamna Vicol stătea dimineața și îmi dădea lecții individuale. Domnul Drâmbă își dorea întotdeauna să avem, dar nu m-am apucat să avem un asalt împreună. Din păcate, s-au dus prea devreme dintre noi. Următoarele fotografii sunt tot din 96. La premierea primilor 10 scrimeri români. Ai fost alături de ce alți sportivi la Ei, a această fost, premiere? cred că Roxana Scarlat, a fost Reca Sabo, Mihai Covaliu, dacă mi-aduc bine aminte, au fost primii 10, Claudia. În anul acela am câștigat și campionatul european, a fost un an foarte bun din toate punctele de vedere, am reușit să câștig și medalia olimpică și medalia europeană la Limoges. De la același eveniment, ești din nou încadrată de doi domni, Doi. unul din presa sportivă, un nume cunoscut din presa sportivă. Da, este vorba de domnul Octavian Vintilă, Da? unul dintre chiar cei mai cunoscuți comentatori sportivi și de scrimă, dar și de sport, și campion național la sabia, a practicat sabia o perioadă foarte lungă de timp. A fost în echipa națională, a participat la campionate mondiale europene și Jocuri Olimpice, și domnul Tudor Petruș, cel care a crezut în mine și în 1988 m-a luat la Clubul Sportiv al Armatei Steaua și cu care împreună am cucerit cele 23 de medalii olimpice, europene și mondiale. Atâta ai în palmares, Da. 23 de medalii. O cifră frumoasă. Vorbeai despre clubul Steaua. Avem două fotografii și de la Stelele Stelei. Un 1997. 97, un an mai târziu. Aici ești tu. Eram tunsă scurt, da. Împreună cu Veronica Cochele am fost laureate amândouă de la canotaj din barca de 8 plus 1. Campioană olimpică și domnul Gioga era antrenor. Și aici, în momentul în care ți se înmânează cupa, diploma Da. sau Sincer, nu știu cine mă era domnișoara, nu mi-aduc aminte. Probabil că unul dintre sponsorii evenimentului, sincer, nu. vorbind despre Steaua, avem o imagine mai puțin cunoscută, într-o ipostază pe care oamenii o cunosc mai puțin de-a ta. Locotenent colonel Laura Badea, în Da. uniformă. În uniformă. Ai fost din 1988 La Clubul Steaua. luată de clubul Steaua și ai rămas acolo.
De ce ai ales clubul Steaua? Poate pentru că idolul tău, Reca Sabo, era legitimat acolo? Nu, am cochetat și cu clubul Dinamo. Era antrenoarea Aurora Dan, o doamnă medaliată cu argint în 1984 la Jocurile Olimpice de la Los Angeles. Era antrenoare a clubului, dar am ales Steaua pentru că era și Reca, era și Elisabeta Tufan, era și Claudia Grigorescu Vanță, era și Roxana Dumitrescu, o echipă foarte valoroasă, o echipă lângă care am crescut și lângă care am obținut cele mai bune performanțe. Da, într-adevăr, un moment inedit să mă văd în... Nu credeam. Da. Pentru a face performanță în scrimă, pe lângă condiție fizică, antrenament, e necesar și un psihic bun. Cum ai reușit tu să îmbini aceste două aspecte? Am început să-mi doresc foarte tare în momentul în care am ajuns la echipa națională, în momentul în care am participat la primele campionate mondiale în 1990 la Lyon. Am avut oportunitatea să întâlnesc foarte mulți scrimeri de renume, de marcă și pot să spun că îi spionam, să în ghilimele. Mă duceam la planșă, vizionam toate asalturile, încercam să fur câte ceva de la fiecare, să văd ce ticuri au, cum fac antrenament, încălzirea, cum fac pregătirea pentru competiție și mi-am dorit foarte tare să ajung la fel de sus ca și ei. Nu a fost ușor. Nu este important să ai o pregătire fizică foarte bună, numai să o pregătire fizică foarte bună, o tehnică de excepție, ci trebuie să ai și un psihic. În momentele cheie, spune momentele importante, psihicul are rolul decisiv, pentru că valorile sunt egale, toți sunt aproape egali din punct de vedere fizic și tehnic, psihicul primează. Am citit foarte multe cărți. Am făcut și la facultate psihologia sportului, am avut psihologi buni și foarte buni, am colaborat o perioadă de timp cu domnul Tudoși, Ștefan Tudoși, profesor la Academia Națională de Educație Fizică și Sport, care m-a învățat că floreta de fapt nu este o armă, este o prelungire a brațului meu stâng, o prelungire care mă ajută să-mi îndeplinesc visurile și, bineînțeles, să ating marea performanță. Și așa am început să-mi îndrăgesc floretele, să am grijă, foarte mare grijă de ele, să meargă foarte bine, să totul să fie perfect. O altă pasiune de-a ta sunt limbile străine. Vorbești fluent 4 limbi străine. Nu vorbesc chiar fluent, dar rusa n-am mai învățat, adică n-am mai vorbit de mult, n-am mai conversat de mult pentru că eram foarte bună la limba rusă în școală. Am avut și profesori foarte buni și îmi drăgeam, chiar mi-a plăcut limba rusă. Pe urmă am mai vorbit la competiții, dar de câțiva ani n-am mai vorbit deloc. Dar înțeleg foarte bine, știu să citesc foarte bine. Mi-e mai greu să mă exprim acum. Franceza am făcut pentru că mi-a trebuit în momentul în care am ajuns la Federația Internațională de Scrimă și trebuia să avem un anumit nivel. Engleza a făcut ca toată lumea în școală și italiana din dragoste pentru limba italiană și pentru fetele, adversarele mele din echipa Italiei, pentru că am fost foarte bună colegă cu Diana Bianchetti, și cu Valentina, chiar dacă era puțin mai introvertită, dar erau momente când accepta să dialogăm cu Giovanna Trillini și nu în ultimul rând cu Francesca Bortolozzi. În 2004 te-ai retras din activitatea competițională. Avem o fotografie de la momentul festiv în care ești alături de Octavian Morariu. Ce ai simțit în acel moment când te-ai retras din activitate? Tristețe. Primul rând a fost tristețe, așa nostalgie, pentru că simțeam că mai pot, dar în același timp, nu
Îmi spuneam în sinea mea că este timpul să mă retrag, aveam 34 de ani, mi se părea că îmi va fi destul de greu să revin pe urmă, să-mi fac o carieră post-sportivă și... Dar am reușit, nu ușor, dar mi-a fost greu. Și atunci am primit și oferta celor de la Comitetul Olimpic și Sportiv Român, a domnului Octavian Morariu, care acum este membru CIO pentru România, și a domnului Ioan Dobrescu, secretarul general, de a veni să lucrez la Comitetul Olimpic și Sportiv Român. Și a fost o mare onoare și am acceptat-o. Fotografie tot din 2004, la întoarcerea de la campionatele europene de la Copenhaga. Și ești alături de o splendoare de copil. Sunt alături de De Maria, a Maria, fost fetița ta. fetița mea, avea 2 ani și jumătate, Iar acum e domnișoară. e o domnișoară, 13 ani. Da, la campionat european a fost ultimul campionat european câștigat, atât la individual cât și cu echipa, Corina Indrei, Roxana Scarlat și, dacă mi-aduc bine aminte, Reca. A fost un campionat de excepție. Rezultatele au fost foarte bune și Maria m-a așteptat la aeroport, mâncând, bineînțeles, că așa făcea ca de obicei. Da. Ah, Îi ce place frumoase. sportul Mariei? Maria cochetează cu sportul, dar nu cu sportul de înaltă performanță. Facem sport pentru sănătate, de mișcare, îi place să schieze, să patineze. Mai mult, culmea, spre sporturile de iarnă, are inclinații, dar facem inclusiv cele 2 ore săptămânal de sport la școală. Avem un profesor foarte bun. Și tu la școală erai foarte pasionată de fizică, așa spuneai într-un interviu. Da, Și am fost. totuși ai trecut de la fizică la educație fizică, într-un final. Da, pentru că la un moment dat, în clasa 11 și a 12-a, nu mai frecventam atât de des cursurile. Mă duceam, aveam scutire de frecvență, mă duceam, dar timpul nu mai era același. Îmi doream să fac performanță, încă nu eram decisă pe care drum să o iau, să merg pe partea de fizică sau să mă îndrept spre sport. A fost o alegere așa pe ultim moment și nu regret. Deși mereu ai fost sportivă a clubului Steaua, ai participat la un cross MEAI. Avem o fotografie în care ești alături de alte nume de rezonanță din sport: Nicu Vlad, Maricica Puică, Violeta Beck-Leseckeli, Elisabeta Lipă, Mariana Bitang. Da. Sunt amintiri Sunt frumoase, amintiri, nu? da, 2006 la crossul Meaiului am fost invitată de către Elisabeta și mi-a făcut plăcere să fiu alături de aceste mari campioane pentru că în continuare am rămas prietene, în continuare ne înțelegem foarte bine și ne dorim ca și copiii să ajungă în sălile de sport sau pe stadioane. Să fie cum era odată, să înțeleagă importanța sportului. Chiar nu mi-aduc aminte unde a fost făcută, în ce parc. Nu mai mi-aduc aminte. În 2008, după Jocurile Olimpice de la Beijing, ai întâmpinat-o cu mare drag pe Ana Maria Brânză. Cum e să vezi așa acest arc peste timp? Cum e să vezi că din spate vin niște tineri talentați, niște tineri sportivi talentați? Este foarte plăcut pentru că scrima n-a început nici cu doamna Olga Sabo sau cu doamna Maria Vicol, nu s-a terminat cu mine, scrima continuă și continuă frumos, aș putea spune, prin rezultatele pe care le-a obținut. Nu neapărat la floretă, ci și în celelalte arme. Asta arată că avem potențial, pentru că Ana face spadă. Și avem sabrări foarte buni acum, avem floretiste junioare foarte bune, de perspectivă și
Eu sunt foarte bucuroasă când aflu că ei participă la competiții și scot rezultate. Chiar de curând Ana a participat la un Grand Prix la Budapest, a fost pe 2, a învins-o o coreancă. Dar asta este foarte bine că este acolo, se menține în top. Băieții sunt acum în Corea la un concurs de cupă mondială. Sperăm în revenirea spadei masculin, pentru că e o generație de excepție. Și de ce nu și a floretiștilor? Pentru că acum nu sunt chiar, sunt într-un con de umbră, dar sunt convinsă că vor ajunge. În 2008 ți-ai susținut teza de doctorat. Avem o fotografie de Aici. la prezentarea disertației. Da. Ți-au fost atunci alături, chiar în sală, foarte mulți prieteni din lumea sportului, așa e? Da, de la președintele Comitetului Olimpic la președinta Federației Române de Scrimă, doamna Ana Pascu, Mihai, fostul meu antrenor, domnul Epuran, Mihai Epuran, profesor renumit de psihologie, domnul rector, bineînțeles, toată lumea. Da, a fost un moment important, un moment așteptat pentru că am muncit foarte mult la această teză, Tema? 7 ani. Tema a fost contribuții la clarificarea raportului dintre inteligență motrică și capacitatea de performanță și a fost o temă grea pentru că n-ai cum să cuantifici coeficientul de inteligență, fiind o inteligență motrică, este o componentă a inteligenței generale. Și a fost puțin mai greu, dar n-a fost imposibil. Am avut pe domnul Gagea, Adrian Gagea, coordonator, și m-a ajutat foarte mult în susținerea și organizarea așa a temei, tezei. În această fotografie preiei o ștafetă. Ștafeta de ambasador al României pentru sport, toleranță și spirit sportiv pe lângă Consiliul Europei. Preiei ștafeta de la o altă mare sportivă, Maricica Puică. Ce responsabilități implică această funcție? Am fost până în 2011, 2011, când da. i-am predat ștafeta Andreei. Andrei Răducan. Andrei Răducan, da, campioană olimpică la gimnastică, multiplă medaliată mondială și europeană. A fost, în primul rând, o mare responsabilitate că am primit de la doamna ștafeta de la, am preluat ștafeta de la doamna Maricica Puică. Nu cred că trebuie să spun neapărat, dar toată lumea știe campioană olimpică în 1984 și medaliată cu bronz la semifond. A fost responsabilitate pentru că dânsa s-a luptat foarte mult la Consiliul Europei, a participat la toate ședințele, chiar a organizat în România o amplă întâlnire a celor de la Consiliul Europei și a celor care erau ambasadori la rândul lor în țările europene. Și am participat la fel de fel de workshop-uri, am încercat să inițiem și am reușit o bună parte comportament și metode de fair play în România, în activitățile sportive, lupta împotriva violenței pe stadioane și în sălile de sport. Este o treabă de lungă durată care se va vedea probabil în timp și Andreea militează pentru aceleași valori și sperăm toleranță, sperăm să se vadă. O fotografie de la Gala ProSport 2012. Ah, legenda, da. Campion de legendă s-a Campion de numit, legendă, da. da. Am fost foarte uimită că am fost aleasă printre ceilalți campioni de legendă. A fost un eveniment frumos și am avut oportunitatea să întâlnesc din nou, să mă reîntâlnesc cu mari Cu mari campioni, campioni. da. O latură a activității tale nu are legătură cu sportul, are legătură cu acțiunile caritabile. Te-ai implicat în foarte multe și avem niște imagini de la câteva. Aici ai fost la Brăila, Cu unde ajutor. ai dus ajutoare
persoanelor sinistrate. Da, participam împreună cu cei de la Ministerul Apărării. Cei de la Ministerul Apărării. A fost o acțiune frumoasă și m-am bucurat să pot să văd în ochii oamenilor o mângâie, să aducem o mângâiere și să vedem o mulțumire în ochii lor. Aici munceai chiar din greu. La Casa Speranței, nu? Exact, hospice, la da. Hospice, da. Am fost cu Monica Roșu, cu Cotilia Bădescu, cu Doina Ignat, dacă mi-aduc bine aminte. Da, care era scopul să construim o casă pentru cei cu dizabilități, persoanele cu dizabilități, care au fost și ei alături de noi și ne încurajau și chiar ne ajutau. A fost un eveniment de amploare, a spune, și în continuare cei de la Hospice Casa Speranței încearcă să ajute familiile și oamenii cu dizabilități. Iar aici ești la un cross, al cărui scop este tot caritabil. Da, este crossul Casiopea, care se adresează persoanelor care au probleme la sân, la cancer la sân, de sân, da. Cei de la Casiopea ne-au rugat să fim alături de ei, începând de la prima ediție și până anul trecut și inclusiv anul acesta voi fi alături de ei, pentru că mi se pare un scop nobil și tot ceea ce se întâmplă acolo, acțiunile de prevenție, pentru că până la urmă trebuie să prevenim și nu trebuie neapărat să ajungem în ultima fază, mă interesează și mai ales că și mama mea și tatăl meu au suferit de această boală, de maladie și sunt alături de ei. Deci vei continua, înțeleg că ești o susținătoare a cauzelor nobile și a evenimentelor caritabile. Încercăm pe cât ne permite timpul. Cea mai recentă fotografie pe care o avem cu tine este la întoarcerea echipei olimpice de la Sochi, de la Jocurile Olimpice de Iarnă de la Sochi, de în 2014. Da. Ești mereu alături de sportivi, ești mereu alături de colegi din generația ta, dar și de cei mai tineri. Cum privești sportul din ziua de azi? Lucrând la Comitetul Olimpic și Sportiv Român și ocupându-mă și de partea de educație ca director al Academiei Olimpice Române, cea care promovează valorile olimpice, respect, toleranță, fair play, mă interesează ca sportul să fie o componentă importantă a tuturor, în primul rând la școală, deci școala să le dezvolte și împreună cu noi campionii să le dezvolte copiilor dorința de a face sport, dorința de a face mișcare. Bineînțeles că nu toți au posibilitatea de a ajunge la sportul de înaltă performanță. Este destul de greu, unii sunt dispuși să muncească, alții mai puțin, dar sunt în continuare consumatori de sport, ceea ce este iar un lucru foarte important. Și practică sportul în mod organizat, merg la sală, fiind la ceea ce este foarte bine pentru sănătatea lor, în primul rând pentru dezvoltarea lor armonioasă, pentru a-ți forma un program, un program în care o rutină zilnică, aș spune, în care sportul este o parte importantă a acestuia. Și de ce nu, de a da un exemplu celorlalți că azi alergăm un kilometru, mâine alergăm 2 kilometri și tot așa până ajungem să poate să participăm la un semimaraton, poate să participăm la un cross pentru o cauză nobilă și ne simțim noi altfel. Este o evadare așa din cotidian. Laura, îți mulțumesc din suflet că ți-ai făcut timp să ajungi la noi. Îți doresc din suflet să ai succes în tot ceea ce faci. Acest set de fotografii ți-l facem cadou. Mulțumesc! Și pentru că mai e foarte puțin până la ziua ta, îți spunem la mulți ani. Mulțumesc! Să-ți dea Dumnezeu tot ce-i bun pe pământ, să te bucuri de fetița ta și îți oferim
Mulțumesc. Un buchet de flori. La mulți ani! Mulțumesc frumos, mai e puțin, într-adevăr, și este ziua mea și sunt superbe. Sunt minunate, sunt florile mele și irișii și lalelele și frezile sunt, și trandafirii galbeni, bineînțeles. Mulțumim frumos, Laura, mulțumesc. Și la mulți ani! Mulțumesc!